Întrebarea zilei, antrenament mental, care face bine răului cotidian? Dar oare bine că-i face bine sau mai bine ar face rău? Eu te întreb pe tine, tu întreabă la rândul tău. Salutare, dragi prieteni ai întrebării zilei. Astăzi îl avem ca invitat special pe Cătălin Strânceană. Salut, Cătălin! Salut, salutare tuturor! Cătălin este vicepreședintele Federației de Ciclism, dar să-l las pe el mai bine să se prezinte. Cătălin, spune-ne câteva lucruri despre tine. Da, salutare tuturor! Mă bucur foarte mult, în primul rând, că sunt aici alături de tine, alături de voi. Foarte fain vlogul ăsta pe care l-ai început. Mulțumesc! Da, să știi că nu scapă niciun episod. Da, nu sunt omul funcțiilor, în general. Dincolo de funcția asta, așa, de titulatura asta pompoasă de vicepreședinte al Federației Române de Ciclism, mă ocup de una din cele mai mari echipe de ciclism de mountain bike din România, și anume Dinamo Bike Expert Superbet, pe care am fondat-o împreună cu un colectiv minunat de oameni acum aproape 10 ani. Felicitări! Om de sport! Tu ai cochetat și cu muzica. Noi, pentru cei care ne urmăresc, ar fi bine să știe, noi am lansat vreo 4 melodii împreună. Deci... Ce vremuri, măi! Ce vremuri! Păi, știi cum e? Eu cred că și sportul și muzica sunt o artă. Deci lucrurile astea în viața mea s-au îmbinat destul de armonios, hai să spun așa. Să știi că atunci când prind câte o ocazie, că e pe munte, la vreo cabană, că e în vreun cerc de prieteni sau la vreo nuntă a vreunui prieten, să știi că nu ezit și cânt. Dar muzica este în sufletul meu la fel de mult cum este și sportul, cum este și ciclismul. Foarte bine, mă bucur să aud asta. Fii atent, Cătălin, hai să intrăm ușor-ușor în pâine. Și spun ușor-ușor pentru că asta cred că e o întrebare foarte plăcută. Dacă ar veni cineva în momentul acesta și te-ar trimite într-o excursie, care este locul care îți vine prima oară în cap? Aș încerca să merg într-o excursie în toată România, dintr-o bucată, să știi. Eu iubesc România și sunt extrem de atașat de țărișoara asta. Oriunde m-am deplasat de-a lungul vremurilor, în interes de serviciu sau în vacanță, să știi că n-am putut să poposesc foarte mult și m-am întors acasă cu poftă de a explora acasă, de a explora casa, de a explora țara. Și uite, pandemia asta totuși m-a făcut să explorez și să revin în locuri extraordinare pe care le-am bătut cu pasul sau cu bicicleta acum mulți ani la noi acasă, la noi în țară. Îmi place foarte mult să călătoresc, nu spun nu, sunt dependent de fapt de călătorii, îmi lipsesc călătoriile foarte mult, doar că sunt nebunit să fac turism cu bicicleta în țara noastră, să explorez munți noi, locuri noi, potești noi. Cred că asta îmi definește de fapt dorințele de călătorie în general. Într-adevăr, Cătălin, avem o țară foarte frumoasă și poate unul din aspectele pozitive ale acestei pandemii e că mai toți ne-am îndreptat privirea către ea și am avut prilejul să descoperim locuri noi sau să le descoperim mai bine pe cele pe care le-am mai vizitat. Da, eu m-am redescoperit pe mine, că de fapt de la chestia asta am plecat, de exemplu, uite, cu Bike Expert Racing Team, cu echipa pe care spuneam că am fondat-o împreună cu niște prieteni acum 10 ani. De la asta am plecat, de la explorarea țărișorii noastre cu bicicleta, știi, a munților. Da. Foarte frumos. Mie îmi place foarte mult muntele, am fost 15 ani voluntar la Salvamont. Și nu mă pot îndepărta de el. Nu pot. Sunt dependent de munte. Am și scris într-o postare acum de curând la mine pe Facebook și pe Instagram cât de dependent sunt eu de munte. Deci asta este, cred că, cea mai mare dorință a mea, e să-mi păstrez obiceiul ăsta de a străbate munții cu bicicleta, munții noștri. Da, este un obicei foarte frumos și sper să ți-l păstrezi pentru că e și sănătos și te pune în concordanță cu natura. Are multe avantaje. Ciclismul are avantajul faptului că, într-adevăr, cum spui, e sport și sportul e sănătos și sănătatea, până la urmă, înseamnă prevenție. Cred că e cea mai bună pastilă pentru orice posibilă boală, să rămâi cumva activ și să previi problemele de sănătate prin sport. E un mod minunat de a petrece timp cu tine sau cu cei dragi
și a-ți găsi echilibru în viață și a-ți găsi energia necesară pentru a lucra, pentru a fi eficient la job, pentru că până la urmă trebuie să și muncim în viața asta, și un mod minunat de a explora natura și de a fi mai aproape de ea, să nu mai spun și de latura ecologică. Totuși, ciclismul este un mijloc de transport extrem de ecologic, unul cele mai eco care pot exista. Pe și cuvântul meu, cât de frumos vorbești, îmi vine să mă duc să iau bicicleta și să o aduc lângă mine. Spune-mi, Cătălin, cum îți începi tu ziua? Ai vreun obicei anume care îți face mai ușoară trecerea în problemele cotidiene? Hai să fiu sincer cu tine. Primul obicei pe care l-am atunci când încep ziua, îmi verific din pat mesajele și mail-urile pe care le primesc peste seară sau peste noapte. Ăsta e primul lucru pe care îl fac. Recunosc că nu mă duc în social media, mă duc direct pe e-mail, pe WhatsApp, pe Messenger, pe SMS și văd ce probleme am de rezolvat în dimineața respectivă. După care, evident, fac un refresh și cobor la micul dejun, unde de regulă mănânc cereale. E un obicei pe care cred că l-am de când mă știu. Iar în timp ce îmi beau cafeaua, îmi deschid laptopul. Cam asta este rutina o dimineață. Rutina de dimineață. Asta dacă nu discutăm despre o dimineață în care plecăm în vreo deplasare cu echipa. Pentru că în timpul sezonului se întâmplă destul de des să existe și astfel de dimineți. Te trezești, îți verifici foarte repede telefonul, îți faci refresh-ul la baie și foarte devreme pleci într-o deplasare, că e în străinătate, că e în România, pleci undeva și de regulă destul de devreme, așa cu noaptea în cap. Cred că sunt foarte interesante și distractive aceste călătorii alături de colegii de echipă. Da. Uite, inclusiv acum, în perioada asta de izolare pe care am avut-o până acum vreo lună, pur și simplu stăteam și contemplam la cât de mult îmi lipseau deplasările și plecările. Și spuneam că sunt dependent de călătorii, dar nu credeam că sunt atât de dependent de călătorii. Mi-au lipsit foarte mult în perioada asta de izolare, mai ales că noi ar fi trebuit să începem calendarul competițional prin luna mai. Și luna mai, după cum bine știi, eram în plină stare izolare. De lucru, da. Da. Norocul nostru a fost că am reușit în luna februarie și începutul în primei părți ale lunii martie să ne facem un cantonament în Turcia. Și chestia aia mi-a fost așa o gură de oxigen pentru ce urma să se întâmple. Adică am avut parte, totuși, la începutul anului de o deplasare frumoasă alături de echipă, tradiționalul stagiu de pregătire, cantonament al nostru din Turcia, pe care îl facem deja de vreo 6 ani. Cătălin, spune-mi, te rog, dacă îți place să forțezi lucrurile sau le las să se întâmple în voia lor? Ai o întrebare grea asta. Aș fi tentat să spun că îmi place să le forțez, dar mai degrabă ți-aș spune că îmi place să le accelerez. Atunci când îmi pun în cap ceva, trebuie neapărat să rezolv problema respectivă. Nu pot să stau cu chestia asta pe umeri. Și atunci nu știu dacă le las să curgă de la sine, în speranța în care se vor întâmpla. Îmi place să le accelerez, îmi place să accelerez lucrurile. Dacă, ok, e nevoie să le și forțez, le și forțez. N-am o problemă cu treaba asta. Am înțeles. Crezi că e normal să existe un război între generații? Eu nu știu dacă e normal să existe un război între generații și, sincer, nu, de fapt, sincer, nu mi s-ar părea normal să existe un război în sensul ăsta, un război. Sigur că generațiile sunt diferite. Și sigur că e normal să existe tot timpul diferențe de opinie între generații datorită percepției. Eu cred că e un lucru pe care îl schimb foarte greu. Adică să poți să sincronizezi o generație cu cealaltă, mi se pare un lucru destul de greu. Nu e imposibil și unii reușesc să facă treaba asta, dar totuși nu cred că ar trebui să fie un război, ci ar trebui să fie o înțelegere între părți, hai să-i spun așa, pentru un consens. Și mai degrabă, diferențele de opinie pot fi totuși tratate într-un mod constructiv.
Așa este. Războaiele, până la urmă, nu sunt bune pentru nicio tabără. Care este comedia la care tu ai râs cel mai mult? Să știi că filmele nu prea mă fac să râd, nu știu de ce. Deși am simțul umorului destul de bine dezvoltat, sau cel puțin așa spune lumea din jurul meu, nu pot să spun că mă uit la o comedie și mă prăpădesc de râs. Mi-e greu să-ți răspund la întrebarea asta, nu știu. Aseară m-am uitat la o comedie, m-am amuzat foarte tare, dar nu pot să spun că m-am prăpădit de râs. Okay. Deci îmi plac comediile, dar nu știu dacă există vreo comedie care m-a îngenunchiat așa, să mă pun în fața televizorului pe jos și să nu mai știu de mine. E prietena mea lângă mine și recunosc că mă intimidează puțin și o să rog să meargă în birou să lucreze. Te pup! Mai tai tu de aici? O salutăm și mulțumim pe această cale pentru că te lasă să te concentrezi asupra întrebărilor. Pa! Cătălin, care este filmul românesc pe care l-ai revedea oricând cu mare plăcere? Filmele. Hai să spun care sunt filmele pe care le-aș revedea oricând cu mare plăcere. Îmi plac filmele din seria BD, îmi place Neamărin Miliardarul și filmele istorice din regia lui Sergiu Nicolaescu. Niciodată nu mă satur de ele. Le-aș revedea oricând. Într-adevăr, ai numit câteva filme foarte, foarte frumoase, care ne-au rămas ca o moștenire de la generația de aur. Da. Sunt un clasic, să știi. Îmi plac lucrurile vechi. Deși sunt și filme noi foarte bune, dar așa ți-am răspuns instinctiv, ți-am răspuns la prima strigare. Deci înseamnă că asta contează, nu? Cu adevărat. Da, probabil că astea sunt filmele cele mai importante pentru tine. Instinctul nu ne minte niciodată. Da. Și mi-a revedea, uite, acum de curând că mi-ai spus, mi-am adus aminte între timp, nu știu că se pun documentarele. De ce nu? Nu știu că se pun documentarele, dar îmi place foarte mult documentarul celor de la Recorduri cu 30 de ani de la Revoluție. Dar nu scapă numele exact, dar cred că 30 de ani de libertate sau 30 de ani de la Revoluție. Are vreo 3 ore și mi s-a părut senzațional. Uite, dacă a venit discuția despre documentar, crezi că România se îndreaptă spre bine sau spre rău? Măi, eu să știi că de regulă sunt mai optimist. Și cred că se îndreaptă spre bine. Deși am făcut pași foarte mărunți în sensul acesta, există semnale, cel puțin în ultimul an, ultimii 2 ani, și în special de la evenimentele din Piața Victoriei, care îmi spun că oamenii cumva s-au trezit la realitate și țara asta se îndreaptă spre bine. Mă bucur foarte mult că sunt din ce în ce mai mulți tineri în politică, pentru că politica, din păcate sau din fericire, nu știu, joacă un rol foarte important și așa e și normal să joace un rol important, dar făcută cum trebuie. Corect și responsabil. Deci, corect și responsabil. Transparent, corect și responsabil. În slujba cetățenilor, în slujba oamenilor. Până la urmă, politicianul român ar trebui să fie un partener al oamenilor, nu un stăpân pe plantație, știi? Odată ajuns acolo. Și cred că generația asta politică ușor se schimbă. Semnalele sunt foarte bune și overall mi-e greu să cred că România se mai poate întoarce în timp. Mi-e foarte greu să cred și refuz să cred treaba asta. Să sperăm că cel de sus te aude și ar fi bine să mergem tot înainte și spre bine și să nu ne mai întoarcem în timp, pentru că au fost niște vremuri ciudate și grele și urâte și n-am mai vrea să se repete. Să schimbăm puțin tonul discuției, pentru că oricum nu mi-am propus niciodată să fac politică și nu în cadrul întrebării zilei, dar ai spus niște lucruri frumoase și adevărate. Spune-mi, care este cel mai frumos peisaj pe care tu l-ai văzut și te-a lăsat fără cuvinte? Să știi că aici nu am cum să fiu obiectiv. Probabil că sunt subiectiv, pentru că de multe ori de peisaje sunt legate foarte multe emoții și amintiri. Și nu știu, eu nu mă pot sătura niciodată și revin iară la România, o să spui că sunt ultranaționalist. Avem o țară foarte frumoasă, da? Superbă. Am vreo 2 peisaje pe care nu mi le pot scoate din minte și de fiecare dată când sunt în locurile cu pricina, rămân acolo pentru minute sau chiar 10 de minute bune, efectiv
să privesc în jurul meu. Unul dintre aceste peisaje este priveliștea care se vede de pe vârful Românescu, din munțile Aota, de deasupra casei mele, de la Pucioasa, aș putea spune, de la 1700 de metri altitudine, spre casă, spre oraș, spre Pucioasa. Pur și simplu, nu știu, e o chestie de care mă leagă foarte, foarte mult acolo. Și faptul că sunt undeva sus și îmi văd și casa e un lucru mistic pentru mine. Acolo urcăm și cu Bike Expert Alpine Challenge, cu unul dintre evenimentele noastre de ciclism, pe care le organizăm în fiecare an. Sperăm și anul acesta, în octombrie. De asemenea, la peștera aia Lomiței, în Bucegi, acolo unde am fost 15 ani salvamontist, priveliștea de acolo spre vârful Omu, spre cabana Babele, pentru mine rămâne specială și cred că sunt peisajele mele de suflet. Cel de pe vârful Românescu, de la 1700 de metri, și cel de la peștera spre vârful Omu, pe Valea Ialomiței, Valea Doamnele și cabana Babele. Mulțumim pentru recomandări. Priveliștea de pe vârful Românescu n-am văzut-o. Poate îmi trimiți niște poze, ceva? Îți trimit, să știi. Nici nu e un loc în care poți ajunge foarte ușor, mai puțin cu mașina. Nici nu vă recomand să ajungeți cu mașina. Sincer, vă recomand să mergeți la pas sau cu bicicleta. La peștera, în schimb, puteți ajunge cu orice mașină, oricând. Aș putea spune, din păcate, acum că zona s-a aglomerat foarte mult și asta mie îmi displace foarte mult. Ce să facem? Acum nu putem să păstrăm locurile doar pentru noi. Trebuie să se bucure cât mai mulți de ele. Depinde și cum se bucură de ele, asta e problema, știi? Asta, da. Aici e de fapt problema. Cătălin, care este cel mai interesant mod de a călători printr-un oraș încât să-i simți energia, să vezi locurile și să te bucuri de această călătorie? Păi, știi răspunsul pe care o să ți-l dau? Evident, dar... Evident, cu bicicleta. Evident, cu bicicleta sau pe jos. Pe jos e puțin mai greu pentru că de multe ori îți ia destul de mult timp să străbați un oraș pe jos, mergând doar pe jos. Bicicleta ar trebui să fie cel mai frumos mod de a explora un oraș. Din păcate, în România avem problema infrastructurii pistelor pentru biciclete. Cu alte cuvinte, cred că suntem codași. De fapt, suntem codași în Uniunea Europeană în ceea ce privește această infrastructură. Și... sper din tot sufletul să se schimbe ceva, pentru că avem atât de multe orașe frumoase pe care am putea să le explorăm cu bicicleta, încât ar fi păcat. Mai mult decât atât, bicicleta este un mijloc fantastic de a face naveta, de a merge la serviciu și îți dai seama cât trafic s-ar descongestiona dacă am avea piste pentru bicicletă și am merge la serviciu cu bicicleta. Din păcate, uite, eu nu pot folosi bicicleta pentru a merge în oraș. Este o realitate tristă și treaba asta e valabilă pentru foarte, foarte multă lume. Adică pot folosi bicicleta, evident că pot folosi bicicleta, dar te gândești dacă merită, pentru că riscurile sunt foarte mari. În București, cel puțin, riscurile sunt foarte, foarte mari. Te expui constant pe bicicletă. Deja folosesc bicicleta ca să ies din oraș către șoselele mai libere unde fac sport, unde mă antrenez și e suficient. Eu recunosc, am folosit bicicleta de câteva ori pentru a merge unde aveam treabă și am lăsat mașina acasă, doar că datorită lipsei de infrastructură de care vorbești, am observat că devenise mai periculos și mai stresant să merg cu bicicleta exact decât cu mașina, știi? Și așa prefer să merg cu bicicleta doar la plimbări, când nu sunt presat de timp și... când mă pot plimba pe anumite segmente, sau prin parc, unde știu că sunt în siguranță, sau în parc. Da, da, ar trebui sute de kilometri de bicicletă în orașul ăsta. Sute de kilometri de bicicletă și nu exagerez cu nimic. În acel moment, cu siguranță vom vedea și o schimbare destul de mare în ceea ce privește traficul din București. Și aerul. Da, cred. A devenit o și aerul, da, tot mai serioasă. Foarte mare. Foarte mare. Și cred în continuare că ar trebui început de aici, de la o infrastructură pentru biciclete. Eu rămân de părere că atunci când le ofer oamenilor o infrastructură și oamenii au de ales, vor folosi bicicleta. Da. Pentru că dorința e mare în București. Și uite, cum s-a făcut pista de bicicletele pe Calea Victoriei, faimoasa pistă că e singura, știi? Cum s-a împânzit de biciclete? Instant. Și biciclete și trotinete electrice,
Spune-mi, Cătălin, care este lucrul care te enervează cel mai mult la participanții din trafic, atât ca șofer, cât și ca ciclist? Păi îți dai seama că primul lucru care îmi vine în minte este lipsa de educație pe care o are șoferul român când vine vorba despre cicliști și bicicliști. Pentru că aici avem o problemă destul de mare pe care eu am spus tot timpul că ar trebui rezolvată în primul rând școlile pentru șoferi. Efectiv, oamenii care fac școlile pentru șoferi, viitorii șoferi ar trebui să înțeleagă carosabilul se împarte și cu cicliști, cu bicicliști. Există această distanță minimă reglementată la nivel mondial, în alte țări reglementată ca fiind obligatorie, în alte țări, precum România, din păcate, ca fiind doar o recomandare de 1,5 metri, de păstrarea distanței atunci când depășești un ciclist. Treaba asta mă enervează teribil că nu se respectă. Și e un lucru pe care ar trebui să pună autoritățile foarte mult accent, pentru că vorbim de viața oamenilor. Este viața oamenilor în joc și sunt foarte, foarte multe cazuri în care cicliști, bicicliști își pierd viața datorită comportamentului irresponsabil al șoferilor în trafic. Dacă aveți curiozitatea, puteți intra să vedeți ceva fresh de ieri la pilotul de raliu Alex Filip. Pe contul de Facebook o să vedeți un filmuleț șocant în care el, fiind și ciclist, a fost acroșat de o mașină, o cameră de luat vedere al unei clădiri a prins momentul ăsta. Omul a ajuns în spital. Putea să ajungă între patru scânduri, Doamne ferește. Și este un lucru care mă enervează teribil, lipsa de educație a șoferilor în ceea ce privește ceilalți participanți la trafic, în special cicliștii. Ca să-ți răspund la întrebarea asta punctual, ca șofer mă enervează șoferii care, de fapt, pe care îi văd în fața mea și aceeași categorie șoferi care nu respectă bicicliștii în trafic. Deci nu am cum să mă delimitez de treaba asta, nici când sunt șofer, pentru că stau în spatele mașinilor pe care le văd că nu respectă distanța asta de minim 1,5 metri atunci când depășesc un ciclist. Da, eu sunt plus șocat că, în România, că această distanță de 1,5 metri e ca recomandare. Adică este doar ca recomandare, nu este ca... Nu știu și cred că ar trebui mai multă presiune din partea noastră, din partea opiniei publice. Sunt câteva demersuri pe rol în sensul acesta, dar cine știe, poate ne aude vreun politician care poate schimba ceva. Da, trebuie neapărat făcut. Mai mult decât atât, am impresia că în România șoferii sunt tot timpul la o cursă de mașini. Deci chestia asta e o percepție pe care au și străinii care vin în România și văd traficul din România. Nu contează ce mașină au, nu contează că de fapt stă să cadă sau e vreun bolid foarte scump. Românii sunt tot timpul într-o grabă continuă. Probabil și datorită lipsei de infrastructură, care cumva îți pune răbdarea la încercare, știi? Da, și pune o presiune. Dar, și pune o presiune, exact. Treaba asta, la fel, ar trebui rezolvată într-un dublu sens. Educație și o reacție din partea autorităților, care ar trebui să amendeze mai mult, care ar trebui să fie mai vigilente în ceea ce privește șoferii ăștia, știi? Da, și ar trebui făcut, pentru că, din câte știu, suntem o țară din Uniunea Europeană cu cele mai multe accidente soldate cu morți. Asta și datorită lipsei de infrastructură. Da. Asta e o problemă foarte mare. Bun, să sperăm că cine trebuie să audă și să rezolve acest lucru va lua atitudine. Spune-mi, Cătălin, când te simți stresat, care e metoda prin care tu alegi să te destresezi? Ies cu bicicletă. Dacă nu-mi permite timpul, pur și simplu fac o plimbare cu bicicleta pe șosea, cu bicicleta de șosea pe șosea, dar dacă am timp și spun, bă, ok, uite, acum am o zi în care trebuie să mă liniștesc, îmi iau bicicleta de munte, îmi iau mountain bike-ul și fac o tură. De preferat cât mai lungă și cât mai grea. Să uit de orice stres. Și să mă focusez doar pe chinul ăla de a da la pedale. Bănuiesc că și activitățile de weekend tot de bicicletă se leagă? Da, să știi că sunt foarte puține weekenduri în care nu plecăm cu bicicletele pe mașină, oriunde am merge. Atunci când lăsăm bicicletele acasă, e așa o chestie wow, adică, nu știu, parcă plecăm pe jumătate dezbrăcați, știi? Și... aproape de fiecare dată, cu excepția, nu știu, iernilor sau weekendurilor ploioase, plecăm cu bicicletele pe mașină. Am înțeles. Este acel accesoriu de care nu te poți deslipi. Exact. Care este cartea care ți-a plăcut foarte mult
și ai simțit că a schimbat ceva în mentalitatea ta? Au existat mai multe cărți care pot să spun că mi-au schimbat ceva în mentalitate. Depinde foarte mult și pe ce direcție și în ce direcție. Uite, că tot discutam despre muzică, una din cărțile care recunosc că mi-a schimbat viața și m-a inspirat să ne facem și o trupă în liceu, în anii 2000, la începutul anilor 2000, a fost cartea scrisă de Nicu Covaci, însă eu, Istoria formației Phoenix. Asta mi-a venit acum direct în cap pentru că știu ce impact a avut la vârsta aia asupra mea și cât de mult m-a inspirat să merg către ideea de a face muzică, de a avea o trupă și până la urmă e o carte care cred că m-a inspirat și în ceea ce privește lucru în echipă. Pentru că acolo Nicu Covaci povestește pe larg de, nu numai de formația Phoenix, formația vocal-instrumentală, cum se numeau ei atunci, ci pur și simplu și de echipa Phoenix, cu totul, știi? Și asta e o carte care sigur m-a ajutat să-mi schimb anumite percepții, sau mai bine spus să mi le formez. Și îmi plac foarte mult cărțile de mitologie, cărțile istorice, uite, de exemplu, Dacia preistorică a lui Nicolae Densușanu, o carte care la fel am citit într-o perioadă de formare, aș putea spune, știi? Chiar și literatura pe care am studiat-o în liceu ca programă de bacalaureat, pot să spun că a fost prima oară când mi-am făcut un set solid de lectură și e o perioadă în care știi că viața ta e în schimbare tot timpul, în perioada liceului tot timpul faci schimbări și e momentul când poate îți definești cumva personalitatea și dorințele în viață. Știi? Da, și, da. Exact, știi? Și a fost un moment foarte bun pentru lectură. Apropo de cărțile pe care le-am studiat în liceu, la un moment dat mi-am propus să recitesc și am recitit o mare parte din cărțile pe care le citisem pentru programa liceului și le-am citit cu alți ochi, le-am înțeles altfel. Exact. Spune-mi, dacă ai putea călători în timp, ce ai alege să vezi, viitorul sau trecutul? În general nu mă ancorez în trecut și prefer tot timpul viitorul și îmi găsesc provocări pentru viitor. Așa că, sigur, 100% îți răspund viitorul. Că tot vorbim de viitor, spune-mi cum vezi tu mașina visurilor tale? Care ar fi aceea? Mamă, trecem într-o zonă foarte... Știu că iubești bicicletele. Dar avem nevoie și de mașini, deocamdată, până s-a inventat teleportarea. Păi foarte, foarte bine. Cred că așa ne-am și cunoscut, nu? Prin intermediul mașinilor, nu? Da, la noi deci, Speed Limit. Să salutăm toată echipa noi Speed Limit pe această cale. Da, da, da. Ce perioadă zbuciumată și frumoasă. Da. Ale tinereții, Paul. Băi, uite. Deci fii atent. Chiar mă gândeam acum, acum conduc o mașină combi. Și dacă m-ai fi întrebat acum, nu știu, 3-4 ani, nici nu vorbim de acum 10 ani sau 15 ani, și dacă m-ai fi spus, dacă mi-ai fi arătat o poză cu mine care și cu mașina mea, aș fi spus niciodată, eu nu o să conduc niciodată o mașină combi. Deci ca să vezi cât de mult se schimbă percepția noastră în timp asupra lucrurilor, știi? Și dacă m-ai fi întrebat ce mașină îți dorești acum 10 ani, ți-aș fi spus direct Subaru Impreza, STI, VRX, mai înțeles, știi? Pentru că cei care ne urmăresc să-și facă o idee, când ne-am cunoscut noi în urmă cu vreo 12-14 ani, LMX-ul, așa vorbeam cu... După numărul de la mașină. Exact. Nu ne știam neapărat după nume, dar ne spuneam după numerele de la mașină. Așa. Și numărul meu de la mașină era LMX. Așa, LMX-ul avea o Mazda 3 impecabilă, da. Care atrăgea privirile tuturor în oraș. Uite, deci în momentul de față recunosc că mi-aș dori două mașini. Mi-aș dori să am o Dacia 1300 în stare perfectă. Cred că e și un trend acum, nu știu de ce.
cred că devine atât de bătrână încât lumea înțelege că ușor, ușor se pierde mașina asta care a făcut parte cumva din viața noastră. Și am un coleg de echipă care se ocupă de un proiect de ăsta la Orșova, o nebunie, șurub cu șurub, și atunci abia aștept să termine și să dau o tură cu ea. Și aș vrea să revin, mi-aș dori să revin la un BMW 30, la un ursuleț. La fel o mașină care a făcut parte din viața mea și cred că din viața multor tineri de vârsta mea. Au devenit atât de rare, greu mai vezi, mai vezi unul. Rare și scumpe, da, rare și scumpe. Da, deci în rest, sigur, și o mașină practică pentru zi cu zi. Dar pe asta o am deja, deci atunci... Fii atent! Un exercițiu financiar, mental, dacă cineva ți-ar oferi 1 milion de euro și ar trebui să investești ca să te bucuri apoi de profit, în ce ai investi 1 milion de euro? Aș investi în ciclism, în sport. Cred că aș face o academie cu cât mai mulți copii, cu biciclete cât mai bune, deși nu știu dacă este neapărat o investiție care îți va aduce, care îmi va aduce profit. Cu siguranță ar fi o investiție care îmi va aduce multă satisfacție. Și de regulă pun satisfacția și lucrurile bine făcute mai presus decât profitul financiar. Foarte interesant modul de a privi lucrurile și de a pune problema și de a vedea în viitor. Că până la urmă cred că nu banii ne reprezintă în viitor, ci să fim ok cu toți și cât mai mulți. Da, cred că fiecare dintre noi ar trebui cumva să-și lase amprenta în viață și să facă ceva pentru societate și pentru oameni în general. Nu cred că ar trebui să treci prin viață pur și simplu așa, nu știu, respirând, mâncând, dormind și încercând să supraviețuiești. Cred că ar trebui să ne aducem contribuția în societate și dacă fiecare ne-am aduce contribuția în societate, am putea să generăm o societate mai bună pentru toată lumea, știi? Și treaba asta cu banii, am zis tot timpul că dacă te implici și faci cu pasiune un lucru și, cum să spun, te dedici lucrului respectiv, cumva vin și banii, poți să supraviețuiești, poți să trăiești. Acum nu știu dacă te poți îmbogăți. Sunt oameni care s-au, probabil că s-au și îmbogățit din, făcând cu pasiune lucruri, dar nu cred că o să fii muritor de foame. Dar important e să te gândești la ceea ce vrei să faci din prisma construcției, nu din prisma banilor, știi? Da. Și acum să trecem de la hrana materială la hrana sufletească și spune-mi care este cel mai amuzant cadou pe care l-ai primit. Cadou amuzant. Iar mai luat prin surprindere cu întrebarea asta. Nu știu, primesc tot felul de cadouri amuzante, în special tricouri imprimate cu... Am primit am primit de la un prieten foarte bun, de la Tulcea, de la Ion Boncea, un tricou foarte amuzant cu fața lui Che Guevara, care de fapt era înlocuită cu fața mea, dar cu toată postura lui Che Guevara, cu tot astfelul Che Guevara, numai că era fața mea, era un Che Guevara ochelarist așa, cu funduri de borcane, pe care scria Viva la Revoluțion împreună pentru ciclism, știi? Adică revoluția din ciclism, sprânceană, nebunule, vezi ce faci pe acolo, fă lucrurile bine, revoluționează ceva, știi? Da, 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 super. Da, ăsta a fost un cadou, un cadou amuzant. Și... Mi-a făcut, da, și foarte sugestiv. Și iar un cadou foarte amuzant pe care nu știu cine mi l-a făcut. Adică nu pot să spun cine mi l-a făcut pentru că nu mi l-a făcut cineva anume. Cred că mi l-a făcut Dumnezeu sau... Ne-am pricopsit cu două pisici săptămâna trecută în curte pe care le-am adoptat. Și sunt foarte amuzante. Două, nu una. Da, da, foarte da, da, mici. Foarte mici, foarte energice și foarte amuzante. Și țopăi pe aici prin casă, te uiți la ele și te gândești, da, ce frumoasă e viața de pisică, fără stres și cu mult amuzament. Da. Cătălin, acestea au fost întrebările mele pentru tine. Mulțumesc mult! Conform obiceiului, urmează întrebarea ta pe care trebuie să o pui celor care ne urmăresc, întrebarea zilei.
Întrebarea zilei. Întrebarea mea pentru toți cei care ne urmăresc este următoarea. Când te-ai urcat ultima oară pe bicicletă și când ai făcut sport, când ai făcut mișcare, când ai făcut ceva pentru corpul și pentru mintea ta? Hai să vedem ce ne răspunde lumea. Așteptăm răspunsurile voastre. Dacă n-ați făcut-o de curând, ar fi cazul să o faceți. Exact, exact. Pentru că sportul, într-adevăr, ne ține mai tineri, ne ține sănătoși și ne relaxează. Spune-mi, Cătălin, unde te pot găsi oamenii și ce proiecte de viitor mai ai? Mă puteți găsi pe Facebook și pe Instagram și pe YouTube, dar sunt mai activ pe Facebook și pe Instagram. Cătălin Sprinceană, mă găsiți cu un simplu search. Ca proiecte de viitor, eu sper să reușim să avem un rezultat foarte bun anul acesta cu echipa națională la campionatul mondial de mountain bike, pentru că urmează să-l avem în luna octombrie, la începutul lunii octombrie, avem pe Vlad Ascălu, campion mondial anul trecut. Sper să aibă un rezultat foarte bun și anul acesta. Sigur, anul viitor vine mulțumim. Anul viitor vine Olimpiada și cred că este principalul nostru scop, când spun al nostru, al ciclismului românesc, pentru cei 4 ani prin care am trecut deja, și în mare să putem să generăm cât mai multe valori în ciclismul românesc, care vin din urmă din pepiniera asta de copii care au început deja să participe la concursuri, să meargă cu bicicleta. Deci, cu alte cuvinte, să păstrăm flacăra performanței pe care Vlad ne-a adus-o în țară, cât mai mare, cât mai vie, și să o facem și mai luminoasă. Vă ținem pumnii, suntem alături de voi. Mulțumesc încă o dată, Cătălin, pentru că ai acceptat invitația și pentru că ne-ai pus pe gânduri. Eu îți mulțumesc foarte mult pentru invitație și felicitări pentru vlogul ăsta. Și pentru toată lumea, același mesaj. Rămâneți sănătoși și faceți mișcare, că e foarte important. La revedere tuturor, nu uitați să dați un share, un like, un subscribe și ne vedem data viitoare cu un alt invitat special. Salutare, salutare! Dacă nu s-ar fi întrebat ce e dincolo de munți, n-ar fi mers ca pe roate și am fi rămas desculți. Dacă nu s-ar fi întrebat ce e peste ocean, acum bip, vapor, bip, vis american. Dacă nu și-ar fi explicat cum după zi noapte o să vină, ar fi crezut că se joacă unul la lumină. Dacă nu s-ar fi întrebat ce-i cu cerul și cu vântul, și coandă și vuia, ar fi brăzdat pământul. Am ieșit din atmosferă pentru că ne-am întrebat, altfel acum credeam